Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou top despre Clash Royale. Mai bine spus, un nou top despre cărțile din Clash Royale. Bă, fraților, astăzi o să vă prezint 5 cărți combinate care au adus la o nouă carte sau la o legendară, ceva de genul. Bun, fraților, nu uitați să dați un like și să vă abonați, să aprindeți și să activați și clopoțelul dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Ok, fraților, pe locul 1 avem Skeleton Army plus Giant. Băi, aceste cărți, după părerea mea, au dat un Giant Skeleton. Da, e destul de logic dacă e să luăm așa, și unele cărți le-am luat după logica mea. Fraților, pe locul 2 avem Spear Goblin și Goblin normali, care, după părerea mea, dau un Dark Goblin. Nu uitați să vă spuneți și părerea voastră în comentarii, fraților. Locul 3 vine cu Skeleton plus Goblin Barrel și dă noua carte care o să fie adăugată, numit Skeleton Barrel. Băi, asta s-ar putea să fie reală chestia asta, deci da, oricum cartea nu s-a băgat încă. Fraților, pe locul 4 avem un Wizard plus un Ice Spirit și ce credeți că dă un Ice Wizard? Da, ar fi și chestia asta logică pentru că sunt spiritele gheații și au dat un Wizard și a ieșit un Ice Wizard, nu? Fraților, iar pe locul 5, dar nu cel din urmă, avem un Inferno Tower plus un Baby Dragon și, după cum v-ați dat seama, dă un Inferno Dragon. Da, poate fi destul de logică chestia asta, dar nu uitați să vă spuneți și voi părerea în comentarii. Bun, fraților, cam astea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă mai vreți episoade de genul, scrieți în comentarii și sper că pe unele dintre ele le-ați ghicit. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul de lângă subscribe și să dați un like acestui videoclip, să strânge cât mai multe like-uri dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Eu vă mulțumesc foarte mult, da, fraților, până data viitoare, toate cele bune, eu am fost Asemălălin, pa!